ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. De 9 mai fiecare și-a organizat propria sărbătoare, socialiștii au marcat ziua Victoriei și au mărșăluit până la Complexul Eternitate, iar democrații au mâncat terci în centrul capitalei. La manifestația lui Ilan Șor, câțiva tineri le-au împărțit bătrânilor biscuiți, dar și cuvinte obscene. Cum a reacționat partidul, vă spunem la știri. Iar despre ziua Europei și-au amintit liberalii și membrii blocului acum, care la fel au manifestat separat. Treziți cu noaptea în cap, oameni din diferite localități au fost aduși în capitală cu autobuzele la manifestația organizată de partidul Șor. După ce au urmărit concertul organizat în fața sediului formațiunii, au pornit în marș în frunte cu Ilan Șor spre Complexul Eternitate. La final, unii s-au îmbulzit după apă și biscuiți. Dar pe unii vă duci? Ne ducem, unii avem de dus. Ce dă aici? Biscuiții erau împărțiți bătrânilor de mai mulți tineri care purtau chipiuri cu sigla partidului Șor și care vorbeau vulgar. Bă, să-ți minte, manifestanții s-au îmbulzit ca să prindă măcar câteva pachete. Nu băgați mâna, vă rog, nu băgați mâna, vă rog, o ciocolată nu se ascunde. Dar păi nici băiețani acolo, știu ce nici. După ce imaginile au fost publicate de Pro TV, partidul a anunțat într-un comunicat că regretă cele întâmplate și că cel mai probabil tinerii nu sunt din staful lor. Manifestația organizată de formațiune a început încă la ora 8 dimineața, când pe o scenă instalată în fața sediului au urcat artiști de la noi, dar și din Rusia. Cei prezenți au început să danseze și să cânte. Această femeie spune că știe multe piese din perioada sovietică, dar are una preferată. Oamenii susțin că partidul le-a pus la dispoziție transport gratuit, iar ca să nu întârzie la manifestație, s-au trezit cu noaptea în cap. De unde ați venit? La Pitușca. Ce ați venit? Cu rutiera. A pus partidul rutiera? Da. Ce sărbătoriți astăzi? Nu mai ziua sărbători. Vă dați flori? Dar nu atunci când a cozut. Apă? Nu primeam. Mai ghinu sunt greu. Înainte ca mulțimea să pornească în marș spre Complexul Memorial Eternitate, și-a făcut apariția Ilan Șor, care a făcut tradițional o baie de mulțime. Ilan Șor a refuzat să ne spună cât a costat organizarea evenimentului și de unde a luat bani. Мы всегда все находим, чтобы было хорошо нашим людям. Людям хорошо. Мы потом вам ответим. Сегодня день победы у нас. Давайте, дайте нам попраздновать спокойно. Договорились, а потом мы вам ответим. Evenimentul s-a încheiat cu depuneri de flori la Complexul Eternitate. Apoi oamenii s-au îndreptat spre autobuzele cu care au venit, iar Șor a fost escortat de o mulțime de bodyguards până la mașina de lux, unde era așteptat cu ușa deschisă. O coloană roșie a socialiștilor a cutreierat astăzi străzile capitalei, vestind ziua Victoriei. În fruntea demonstranților mărșăluia președintele Igor Dodon, care spune că pentru el această sărbătoare nu va muri niciodată. El și-a adus la eveniment fiii, dar și soția, dar nu a lăsat-o să discute cu presa. Marșul socialiștilor nu s-a urnit din loc până când a venit Igor Dodon să dea start manifestației. Мы не сможем так пройти. Ходи. Cu echipa reîntregită, membrii PSRM au pornit într-o demonstrație zgomotoasă. Pra tavo, которого любила, pra
Карта почи, письма берегла. Мульцима эра амфренезия. И посмотрите, какая молодежь, молодые пацаны идут, кричат, ура! Ну это классно! Мы едины, а значит мы непобедимы. Мы за мир и дружбу, за нашу Молдову родную. Спасибо ветеранам. Казио сопорту. Шарю по румы, я не знаю язык. Лачнева есть руды. Лачнева есть пур симплу омул, каря лаптат ладо разбой мандиал. Шил цени портретал честно, всем де респект. Și președintele a luat două poze. În imagini ar fi rudele sale, spune el. Republica Moldova, tradițional, 9 mai este ziua victoriei, chiar dacă se încearcă să se schimbe unele accente, însă în Moldova a fost, este și va rămâne 9 mai ziua victoriei. Demonstranții veniți la manifestația socialiștilor spun că nu recunosc ziua Europei. Europa ne de nas. Мы живем в Молдове. Всю жизнь Молдова была советской. Și și-au adus și copiii să cinstească memoria celor căzuți în război. Doamna, eu ia Pascu. Но сегодня именно? Сегодня именно. În Pasca. La fel a făcut-o și președintele. A venit și soția, Galina Dodon. Doamna Galina, vrem să vă întrebăm despre această fundație despre care se vorbește. De unde se varsă bani în această fundație? Fundația Ziua Victoriei nu vorbim. Pentru acest marș, mai multe străzi au fost blocate. Când mulțimea a ajuns la complexul Eternitate, președintele a depus flori și a aruncat în aer porumbei albi. Astăzi a scăpat cu sacoul curat, după ce anul trecut s-a ales cu pete. Ați fost găinățat de porumbei, ce s-a întâmplat? Dodon insistă că a convenit cu Putin încă din luna ianuarie să rămână acasă de 9 mai. După suita de ritualuri, mulțimea s-a împrăștiat și au rămas cei în vârstă. Scuceau, scuceai și de последнего дня буду скучать. И скажу почему. То, що трудно було, там війна все принесла. Un tânăr venit de peste Prut a privit cu uimire ce se întâmplă în jur. Portrete cu copii îmbrăcați în militar, când probabil copilul ar trebui să fie îmbrăcat altfel modern și aibă activități moderne, asta mă uluiește pe mine. Și de această dată, președintele a refuzat să spună cât l-a costat organizarea întregului eveniment. Socialiștii spun că circa 60.000 de oameni ar fi participat. Poliția nu a oferit o cifră. De 9 mai, Moscova și-a demonstrat forța militară printr-o impresionantă paradă. 13.000 de soldați au mărșăluit în Piața Roșie. A urmat tehnică de luptă de ultima generație, iar când a venit momentul ca avioanele să intre în spectacol ghinion, ce s-a întâmplat, vă spunem în jurnal. Cu fanfară, călăreți, hrișcă și vin, așa au sărbătorit astăzi democrații în scoarul catedralei, deși nu a fost foarte clar ce anume. Dacă anul trecut au marcat Ziua Europei, anul acesta au numit-o Sărbătoarea Păcii și Prosperității. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a lipsit. Înainte de venirea oficialilor, ultimile repetiții erau în toi. Odată ce au ajuns, democrații Andrean Candu, Pavel Filip și Eugen Sturza s-au așezat la masă într-un cort improvizat. În jurul lor, roiau bodyguards-ii care nu îi lăsau pe jurnaliști să se apropie. Pare a fi cascadă. Noi suntem oameni, nu facem nimic altceva. Fiecare democrat avea în față o farfurie plină cu hrișcă și castraveți, dar abia dacă s-au atins de bucate. Așa hrișcă gustoasă am mai mâncat doar anul trecut la 9 mai, tot aici în scoar. În schimb, bătrânii veniți la cantina improvizată au mâncat cu poftă tot ce li s-a dat. Cum este mâncarea? Mâncare tare gustoasă. Unii pensionari spun că doar hrișcă și își permit din pensie. Cum comentați? Eu pot să vă spun că pensiile în Republica Moldova sunt mici.
și ele sunt mici de azi. Deși anul trecut democrații spuneau că marchează Ziua Europei, anul acesta ei și-au numit sărbătoarea pentru pace și prosperitate. Care este simbolul Zilei Europei aici? Pentru că nu vedem, vedem doar panglici și hrișcă. Ziua Europei a devenit un simbol al păcii, al libertății, a democrației și a bunăstării. Vlad Plahotniuc nu și-a făcut apariția la eveniment, iar colegii săi de partid nu au vrut să ne spună de ce. Este domnul Plahotniuc. O să-l întrebați pe domnul Plahotniuc. Totuși, cel mai matinal dintre democrați a fost Constantin Țuțu, rămas de curând fără fotoliul de deputat. Nu ați intrat în Parlament, vrem să vă întrebăm cu ce vă ocupați mai departe. Ce o să mă ocup mai departe, o să vă anunț cum o să am o temei concret, o să spun. Bine, și până acum ce ați făcut? Da, am avut vacanță. Unde ați fost în vacanță? Am fost în Turcia, în Grecia am fost. Domnul Țuțu, o să mergeți de seară la concertul din piață organizat de socialiști? Da, numai decât o să fiu prim acolo. Și pentru că atâtea manifestații au avut loc în același timp în oraș, unii au cam încurcat destinația. Știți de cine e organizat evenimentul? Nu, cine? Democrați. Da, eu cu Dodon. Că eu scurușă de mitpel. Alții au sărbătorit tot ce s-a putut. Ziua Europei, fiindcă și paralel este încă o sărbătoare, Ziua Biruinței. Iar unii fie nu au știut, fie nu au vrut să ne spună. Ziua... Sărbătoarea organizată de PD a continuat cu un recital de fanfară și o demonstrație a călăreților. Nu este clar cât au cheltuit democrații pentru eveniment și din ce surse. Dacă unii au sărbătorit Ziua Victoriei, alții Ziua Europei. Blocul Acum și Partidul Liberal au organizat manifestații separat. Liberalii la ambasada României, unde au venit cu o boxă și drapele ale Uniunii Europene. Iar cei de la Acum au ținut discursuri în fața Parlamentului. Cu drapelele Uniunii Europene în mâini și câteva ale partidului, câțiva liberali s-au aranjat în fața ambasadei României, ghidați de consilierul municipal Ion Cebanu. După ce s-au convins că drapelele stau la același nivel, aceștia au conectat boxa de unde a răsunat imnul UE, apoi cel al României. De la microfon au anunțat că sărbătoresc astăzi Ziua Europei, dar și Ziua Independenței României. Când spunem Uniunea Europeană, avem în vedere România. Și când spunem România, avem în vedere unirea. Unirea ne e salvarea, ea ne va duce spre lumea civilizată. De la eveniment a lipsit liderul partidului, Dorin Chirtoacă, care însă a avut grijă să transmită pe Facebook flashmobul. Domnul Chirtoacă, de ce nu l-ați luat? Este, dânsul este, are o vizită planificată și nu a putut. Este în țară. Nu cunosc dacă este în țară. Deci ați venit într-un număr atât de mic. Ați văzut celelalte partide cât de mulți susținători au strâns? Noi nu ne-am propus să venim în număr foarte mare. Ne-am propus să marcăm Ziua Europei într-un mod simbolic. De ce ești aici? Cumfel că este Ziua Europei și am venit încoace să susținem partidul nostru și Ziua Europei. Ce s-a întâmplat pe 9 mai? Pe 9 mai este Ziua Victoriei țării Rusie. Da. O zi a simbolurilor Uniunii Europene, care trebuie marcate și nu blamate de unii, sau nu trebuie să fim cu fundul în droul luntrii. Cu o oră mai devreme, în fața Parlamentului s-au adunat susținătorii blocului Acum, în frunte cu Maia Sandu și câțiva deputați. Andrei Năstase, care ar fi plecat peste hotare, a lipsit. Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, acest război nu poate avea nici învingători, nici învinși. Corupția imensă, injustiția, sărăcie lucie. Exodul masiv al populației. Toate acestea sunt rezultatele altui război. Războiul guvernării împotriva propriului popor. Aceștia spun că 9 mai a devenit un mijloc de a deviza cetățenii, așa că au citit o declarație prin care au chemat oamenii la unitate și toleranță. Pentru un eveniment comun de reculegere, compasiune și toleranță. Este un moment simbolic în care putem reafirma atașamentul nostru față de democrație, statul de drept. Numai nu ziua biruință, ziua ocupație. Rușii au venit o țară uriașă, contra lui băcățică de pământ românesc,
Se lupte cu tancuri. Se luptă și astăzi. Se luptă și cu tancurile. Și cu informația și cu tot, cu tot, tot, tot. După ce au ținut discursul, cei de la acum au împărțit pliante cu informații despre avantajele aderării la UE. Se îndeplinească, să reușească ceea ce e scris aici, dar probleme sunt și foarte mari probleme. Deputații și susținătorii PAS și PPD au mers apoi să depună flori la Complexul Memorial Eternitatea și la Cimitirul Eroilor Români pentru a-i comemora pe cei care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial. Contează că, până la urmă, suntem toți oameni, au avut de suferit bunei de ambele părți și este, cred că la peste 50 de ani de la acele evenimente, putem să dăm dovadă de maturitate și să încercăm să unim societatea și să nu o divizăm. Ziua Europei se celebrează începând cu 9 mai 1950. Când ministrul francez de atunci, Robert Schuman, a lansat declarația de constituire a Comunității Europene a cărbunelui și a oțelului, fapt care a stat la baza creierei ulterior instituțiilor europene. Ziua de 9 mai a fost marcată nu doar în capitală, la Căușeni, Bălți și Ocnița. Oamenii au venit la manifestații cu flori în mâini, iar copiii îmbrăcați în uniforme militare. La Comrat, cei prezenți au urmărit o paradă a mașinilor retro. La manifestația organizată de 9 mai la Căușeni, copiii care purtau panglica Sfântului Gheorghe în piept au cântat și au recitat versuri. Своим потомкам передайте, как гибли прадеды в огне. Unii au îmbrăcat uniformele armatei sovietice. Iar apoi oamenii au depus flori la monumentul eroilor căzuți pentru apărarea patriei. Это мой прадед Иван Бугаенко. Он был радистом и передавал таким образом, общался с другими, передавал какие-то послания. Fratele tata, decedat la front. Cu piepturile pline de medalii, la manifestații au venit și veteranii. Война закончилась в Берлине, но не закончилась во мне. Au mulțumit pentru omagiul adus și veteranii de la Ocnița, care au ținut discursuri în fața celor veniți. Ini toică! Ruscii soldate, noștri moldovane, voievade, защищали, чтобы были живи, хорошо. Copiii au venit cu flori și fotografiile soldaților căzuți în război. La Bălți, veteranii au fost plimbați cu mașini retro. Iar la Vulcănești, în fruntea marșului, era Irina Vlah. Bașcanul autonomiei găgăuze s-a ținut de mână cu mai mulți micuți care purtau uniforme. La manifestații au venit și oficiali ruși. Подвиг советского солдата. Для этого мы должны знать нашу историю. O paradă a mașinilor retro a avut loc la Comrat. Acolo localnicii au participat și la un marș. De militare au mărșăluit astăzi în Piața Roșie de la Moscova la parada organizată de 9 mai. Rușii și-au etalat tehnică de luptă de ultima generație. Ghinion au avut însă la capitolul aviație. Din cauza condițiilor meteo, show-ul cu elicoptere și avioane militare a fost anulat. Mirna! Для встречи слева! Накрыла! Comandantul Forțelor Terestre, Oleg Saliukov, a dat startul evenimentului din Piața Roșie de la Moscova. Împreună cu ministrul apărării Sergei Șoigu, oficialul a mers la bordul unei decapotabile Aurus produse în Rusia. Aceste mașini au fost scoase pentru prima dată la parada de 9 mai. Prezent în tribune, președintele rus Vladimir Putin a ținut un discurs. Поздравляю вас с днём победы, с днём нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Iar după ce a fost intonat imnul Rusiei, a început parada militară. Шагом марш!
În jur de 13.000 de soldați au defilat în pas cadențat în Piața Roșie. În acest an a crescut semnificativ numărul de femei care au mărșăluit. După un marș grandios al soldaților, Piața Roșie a fost străbătută de 130 de unități de tehnică militară. Primele apărute în fața mulțimii de spectatori au fost legendarele tancuri T-34. Acestea au fost urmate de blindate, sisteme de rachete și lansatoare S-400. Conform programului, evenimentul trebuia să se încheie cu un show aviatic cu participarea a 74 de elicoptere și avioane, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, spectacolul a fost anulat. Rusia a sărbătorit astăzi 74 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Doi bărbați s-au bătut ca pe ringul de box pe strada Mungeri din capitală după un scandal în trafic. Cu ce s-a terminat încăierarea dintre cei doi bătăuși, aflați în jurnal. Viitorul Europei a fost discutat astăzi în România. La Sibiu și-au dat întâlnire 27 de șefi de stat și de guvern, iar pe ordinea de zi au fost mai multe subiecte politice și economice. La finalul summitului a fost adoptată declarația de la Sibiu, care conține 10 angajamente ale liderilor UE. Președintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat cu aplauze în Piața Mare de la Sibiu, unde oamenii i-au scandat numele. Sibiul este un oraș profund european și este locul cel mai potrivit pentru a găzdui o dezbatere la cel mai înalt nivel despre viitorul Uniunii Europene. Momentul este unul istoric pentru România. La summit s-au adunat 27 de lideri europeni, șefi de stat și de guvern, printre ei fiind Angela Merkel, Donald Tusk și Emmanuel Macron. Oficialii au discutat despre cum va funcționa în continuare Alianța Europeană. S-a discutat despre teme politice, sociale și economice. Într-o altă ordine de idei, premierul olandez le-a spus jurnaliștilor în ce condiții România ar putea fi acceptată în spațiul Schengen. We'll be ready to get in Schengen. When you comply with all the rules of the of rule of law, democracy, you are not moving in the right direction. După câteva ore de discuții, oficialii au semnat declarația de la Sibiu, un moment considerat istoric. Documentul conține 10 puncte. Acestea vizează, printre altele, angajamente în domeniul apărării, spiritul de solidaritate în vremuri dificile, protejarea democrației și statului de drept. În cadrul evenimentului, președintele Parlamentului European a declarat că o va susține în continuare pe Laura Codruța Kövesi pentru funcția de premier șef la parchetul european. Pentru evenimentul de astăzi, autoritățile române au luat măsuri sporite de securitate. Numeroși polițiști au asigurat ordinea publică, iar spațiul aerian a fost supravegheat cu o dronă, dar și cu aeronave militare. Ucraina nu va recunoaște pașapoartele rusești eliberate locuitorilor din regiunile separatiste Donetsk și Lugansk. Decizia a fost luată ieri de cabinetul de miniștri de la Kiev. Astfel, deținătorii acestor acte nu vor putea să treacă frontiera ucraineană cu ele și nu le vor putea folosi pe teritoriul țării. Ministerul de Externe urmează să ceară și altor state să procedeze la fel. Măsurile vin după ce Rusia a simplificat schema prin care ucrainenii din regiunile separatiste pot obține cetățenia rusă. Anișoara Login vă așteaptă în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! De Ziua Europei stăm de vorbă astăzi cu șeful delegației UE la Chișinău, domnul Peter Mihalco. Domnul ambasador ne-a pregătit o surpriză și vine astăzi împreună cu soția, pe care o vom cunoaște. Vom discuta despre viața lor de familie, dar și, desigur, despre programul pe care l-a pregătit delegația UE la Chișinău de Ziua Europei, care va fi marcată în acest weekend. Va exista tradiționalul orășel european. Și tot astăzi eu aștept în studio pe învingătoarea show-ului Cântă Acum cu mine de la TV București, Ludmila Danilceac. Vă aștept aici. Anișoara, îți mulțumesc. Nu au putut împărți drumul, așa că și-au împărțit pumn. Doi șoferi s-au bătut ieri pe strada Muncești din capitală după ce s-au certat în trafic. La fața locului a fost chemată poliția și ambulanța. Întreaga scenă a fost filmată de un martor, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Din filmuleț se vede cum, după un schimb de replici, cei doi șoferi se iau la pumni.
La un moment dat, unul dintre ei este lovit puternic de către celălalt și se prăbușește pe asfalt. Ulterior, bărbatul se ridică, iar încăierarea continuă. După un schimb de lovituri și celălalt bătăuș este doborât la pământ de o lovitură în față. În spatele camerelor de luat vederi, martorii ne-au spus că indivizii s-au luat la ceartă după ce unul dintre ei a încercat să iasă din parcare, iar celălalt i-a blocat trecerea. Potrivit poliției, unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe marginea cazului a fost pornită o anchetă. Echipele engleze fac lege în Liga Campionilor. Aseară la Amsterdam, Tottenham a revenit extraordinar după ce era condusă la pauză cu 0-2 și s-a calificat în marea finală. Brazilianul Lucas Moura a marcat de 3 ori, iar ultimul gol l-a reușit aproape de final. La declarațiile de după meci, el a plâns ca un copil după ce un reporter i-a arătat cum a trăit momentul decisiv un comentator din țara sa natală. Emoționa, ne, Lucas? Meciul a fost unul de-a dreptul dramatic, într-o atmosferă superbă, pe Johan Cruyff Arena. Ajax a deschis scorul în minutul 5 prin De Ligt. Apoi a venit replica lui Tottenham prin bara lui Son, însă tot lăncierii au înscris și al doilea gol. În minutul 35, marocanul Ziyech a marcat și a stabilit scorul pauzei. Motivați de Mauricio Pochettino, cei de la Tottenham au avut nevoie de 10 minute pentru a reveni în calculele calificării. În minutul 55, Lucas Moura a redus din diferență, iar două minute mai târziu, tot el a reușit dubla, care i-a pus pe gânduri pe băieții lui Ten Hag. Ocaziile nu au încetat să se ivească pentru ambele tabere, însă marea lovitură a reușit-o același Moura. În ultimele secunde ale prelungirilor, brazilianul și-a trecut în cont hat-trick-ul, care a adus-o pe Tottenham în finala UEFA Champions League. It's difficult with words to describe my feelings and my emotion. I think it's one of the most important night in my life. I think how finished the game, all that happened. Pentru prima oară în istoria clubului, Tottenham va juca în finala Ligii Campionilor. Pe 1 iunie la Madrid, pe Stadio Metropolitano, londonezii se vor duela cu rivalii din campionat, FC Liverpool. Sfântul Gheorghe este a doua finalistă a Cupei Moldovei, chiar dacă avea un avantaj încă din tur cu Zimbru, gazdele nu au avut milă și s-au impus și în retur, scor 3-1. Este pentru prima dată când echipa din Suruceni va juca o finală a Cupei Moldovei. Gruparea lui Serghei Cebotar a reușit ieri ușor să-și elimine adversarii din capitală. Chiar dacă aveau un avantaj de un gol din tur, cei de la Sfântul Gheorghe nu au renunțat să-i atace pe Zimbri și pe propriul stadion. Scorul a fost deschis în minutul 29 de Chira Cosian, iar Zimbru s-a dovedit a fi într-o situație și mai dificilă. 1-0 a și fost scorul pauzei. În repriza secundă, galbenverzii au egalat prin cojocari și părea că Zimbru mai are o șansă. La anul lui Cojocari, șuci, gol, Zimbru. Dar a fost doar un simplu foc de paie. Sfântul Gheorghe a forțat și până la final a mai marcat de două ori, stabilind scorul final de 3-1. Boiciuc și Novikov și-au trecut numele pe tabela de marcaj. Zimbru s-a distanțat la capitolul cornere. Centrare, șuci, gol, sau nu? Golul este validat, Novikov îndeplinește o simplă formalitate. După acest rezultat, Sfântul Gheorghe primește al doilea bilet către marea finală, care va avea loc pe 22 mai pe stadionul Zimbru, unde o va întâlni pe gruparea Sheriff Tiraspol. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.